Se spune despre ea că a fost preferata președinților. A văzut toată lumea încă de pe vremea regimului Ceaușescu. A plătit atâtea impozite în valută, încât ar fi trebuit astăzi să aibă o pensie absolut uriașă. Dar spune ea că n-a fost fericită decât atunci când i s-au născut copiii și când s-a căsătorit. Și-a pierdut soțul, casa a pierdut-o de mai multe ori și, în ciuda unei vieți pe culmile succesului, se consideră marcată de necazuri. Doamnelor, domnilor, Ștefania Rareș. Doamna Ștefania Rareș, pentru mine este o mare, mare onoare că ați acceptat invitația de astăzi. În primul rând, efortul pe care îl faceți. Aveți o vârstă care nu se spune la televizor, dar faptul că v-ați trezit de dimineață și modul în care v-ați prezentat, atât de profesionistă, v-ați coafat singură, v-ați machiat, ați venit pregătită ca un profesionist 100%, așa cum ați fost o viață întreagă și vă mulțumesc pentru asta. Este o formă de respect a publicului, în primul rând. Așa ați fost toată viața, cochetă și aranjată, scoasă din cutie? Timititică am fost cochetă, deci și nu știam ce înseamnă să fii cochetă. Dar în copilărie, sigur că îmi plăcea să fac tot felul de trăsnioare, de rochițele, de papucei, de... Că, na, am trăit la țară, eram 8 copii și nu aveam tot ce ne vroiam fiecare. Dar din bucățelele care rămâneau de la rochiile pe care le făcea mama la surorile mele mai mari, mai rămânea și mie câte o bucățică. Și atunci mi-a plăcut să cos de mică, mi-a plăcut să învăț să fac cu croșeta, multe am, iar ca profesionist am fost pompier în post toată viața, din clipa când am, chiar și la școală, pentru că așa am fost crescută, cu punctualitate, cu educație creștin-ortodoxă de la părinți. Mai ales în bemelagurile Sucevei. În chinăciune când după ce te-ai spălat, în chinăciune când te așezi la masă. Am fost crescută lângă o familie de oameni gospodari care au știut să crească și să educe 8 copii așa cum s-a putut în acea vreme. Dar pentru mine, acea educație pe care am primit-o de la 2 părinți simpli a rămas imprimată și în ziua de astăzi. A fost de bază pentru omul ce avea să devină mai târziu artistul Ștefania Rareș. 8 frați la mama și la tata. Da. Câte fete, câți băieți? 3 fete și 5 băieți. 3 fete și 5 băieți. Când ați plecat spre oraș? La ce vârstă? Imediat după clasa 7 am plecat la liceu la Iași, unde am stat 3 ani de zile. În 54, de fapt, am plecat și am stat la cămin 3 ani de zile. Și a fost foarte greu, dar a fost și o obișnuință, pentru că trebuia să stai într-un internat și totul era închis și banii nu erau, erau puțini. Am avut noroc că soțul surorii mele, cele mai mari, Constanța, era reangajat în armată, era plutoner ceva și el mai scăpa niște bănuți și din toată cheltuiala aia care trebuia consumată pe o perioadă, îmi rămânea de un leu 50 din care găseam pe cineva să ducă printre gard să ne cumpere câte o violetă. Mă uit și acum la toate. Violeta, prăjitura, nu? Prăjitura aia violetă de un leu 50 era.
Și mă uit și acum, dacă mă credeți, și mi-aduc aminte de ziua aia, că în general asta se întâmpla duminica, tata venea o dată pe săptămână, când putea săracul. Așa. Și știi că mă uit la toate cofetăriile, n-am prea văzut violete decât într-un loc, două. Dar nu prea mai există multe din prăjiturile de altă dată. Da. Sunt altele, nu. Spuneați că tata venea duminica, asta pentru că pe mama ați pierdut-o foarte devreme. Mama am pierdut-o în 54, bolnavă de o boală cumplită, dintr-o sperietură. A făcut o boală grea și sufer. O am în gândul meu și acum și o întâlnesc în fiecare lucrușor, pentru că la noi, la țară, mama câte fete avea, atâtea perne trebuia să facă odată pentru fiecare zestre. Atâtea scoarțe trebuia să se împletească ca să aibă fiecare fată. Scoarță, știi ce înseamnă? Da, da. Alesătura aia în tot felul de modele bucovinești și asta. Și tot timpul a avut grijă ca fetele să aibă zestre, că la băieți se dădea pământ sau o vacă sau altceva. Nu se dădeau nu știu ce plapumeșă, dar mama a avut grijă. Totdeauna trei fete are, trei plapume să aibă în clid, trei scoarțe pentru fiecare. Făcea odată. Acum fac perne, acum fac scoarțe, acum fac lăcere, cum era. Câți ani avea mama când s-a prăpădit? 54. 54, Dumnezeu să o odihnească. Da, ați simțit vreodată că știe că ați ajuns așa o mare cântăreață? Nu. N-a știut niciodată. Nu, dacă ați simțit dumneavoastră, dacă i-ați simțit prezența în momente din viață, dacă ați visat-o vreodată, spunându-vă, mamă, știu, te văd. Visul ăsta nu l-am avut că ar ști ceva. Dar am avut foarte rare visuri cu mama. Poate de 3-4 ori în viața mea, când a fost o prevestire pentru sănătatea mea. V-a anunțat cumva mama de dincolo, de ai grijă. De câte ori m-am îmbolnăvit, ca orice femeie tânără sau mai bătrână, atunci când o visam pe mama, știam că trebuie să pățesc ceva. Mă prevestea. Ați vrut să faceți medicina? Oh. Tocmai pentru că mama a suferit cumplit. Din cauza că mama mea a fost foarte bolnavă și... Boala, ce a fost? Ce boală a avut mama? A luat foc în gospodăria unui vecin. A început să ardă gardul dintre vecini și... standola noastră, cum se spune, da, unde se strânge fânul pentru vite și grajdul vitelor și asta, era vremea prășitului sau așa ceva. Mama singură acasă s-a speriat, a făcut o hemoragie mare și nimeni nu i-a mai găsit leacul. 4 ani de zile a zăcut. Din doctor în doctor, tata aducea câte un doctor de pe la Dorohoi, de pe la Botoșani, de pe unde putea. Un AVC probabil a făcut din acea sperietură, da. Netratat. Netratat. Nu erau atunci medicamente ca acum. Nu. Nici doctorii nu știau. La boala asta se spunea rac, era foarte rară. Acum la orice pas
Întâlnești, din păcate, întâlnești, tumultul, da, și zbuciumul, da, zilelor, da, de astăzi și face ca AVC-ul să fie... Săracul tata meu, fiind tâmplar, vara făcea case, iarna sculpta în stejar, că tot ce am avut noi în casă a fost făcut de mâna lui tata. Ce frumos! Și mai aveți vreun obiect făcut de tata? Ați păstrat? Da, mai am ramele de la, chiar a dumnealor, a mamei și a tatei. De la fotografia lor? De la fotografia lor, pe care o păstrez și acum. Și vă dați seama câți ani are, că tot vreau să le duc la reprodus fotografia. Și mă gândesc dacă le schimbă înfățișarea, dacă ceva, dacă. Și au rămas așa cu ramele de atunci și icoanele pe care le-am avut în casă. Asta am păstrat de la părinții lui și bineînțeles că sora cea mai mare, care a avut grijă de toți, de noi toți, ne-a dat la fiecare ce a lăsat mama să ne dea, ne-am părțit. A fost următoarea mamă, Constanța. Ea ne-a crescut pe toți, ea ne-a purtat cheltuielile la școli. Fără să vrea, a trebuit să preia rolul mamei. Vrând nevrând. Eu am fost penultima, după mine am mai avut un frate. Câți ani avea fratele? Dacă dumneavoastră aveați 13 când s-a prăpădit mama? Păi, fratele era... Noi am fost cam din 2 în 2 ani. Între doi frați a fost o diferență de 4 ani. Între mine și Nicanor a fost... Vai, ce nume frumos! Da. Toți frații mei au avut nume de sfinți. De sfinți ortodoxi. De sfinți și fetele la fel. Lucreția, Constanța... Ștefania trebuia să mă cheme pe mine, dar tata săracul, după ce eram al 7-lea copil, s-a mădat și a zis, bă, ce Ștefan, Fănicuța să-i pui, Fănica, așa, așa. Așa, așa sunteți în buletin? Și Fănica sunt în buletin, da. Deci Ștefania este numele de scenă, da. Este pseudonimul artistic. E diminutivul artistic. De la, sigur, de la Fănica. Da, așa am rămas, Fănica, m-a știut tot satul. Până am început eu să dau din guriță pe la școală. Dar până ați dat din guriță, ați picat cu brio la medicină. Ați dat totuși la medicină? Am dat, dar am picat cu succes. Cu succes, da. Și atunci m-a luat tata acasă, era foarte supărat. Rămas cu atâția copii, vă dați seama. Nu s-a recăsătorit tata niciodată? Niciodată. Niciodată. Nu. Dirigintele de la poșta din sat a zis, bă, lasă, măi, Haralambie, nu mai fi tu supărat, adă fata că o băgăm la mine la poștă. Și m-a băgat la poștă, acolo mi-a dat un credit de câteva plicuri de timbre, cum erau pe vremuri, da, să cumpărau un plic, să trimit scrisoare sau, da, o vedere. Eu n-am știut că, de fapt, ce mi-a dat dirigintele mie, să vând când vine cineva să cumpere, te să dau banii ăia. Le-am dat la frații mei, cumpărau bomboane, biscuiți. Cum? Cu banii pe care, da, oameni... Eu habar n-aveam ce trebuie să fac. A, și îi opreați? Credeați că vindeți obiectele și... Nu, nu i-am oprit. Luam de acolo, că dacă venea Nicanor, zice, știi, era la noi în sat o dugheană a unui evreu. Și îl aducea tot felul de lucruri pe care noi nu le văzuserăm după război. Și avea tot felul de bombonele colorate, de biscuiței, de... Și venea Nicanor, fie iertat, și făcea, Anica, la dugheana a adus cu tare, cu tare, ia de aici așa. Cum când ați venit? Da, ați băgat când, fără să vreți mâna în gestiune, cam așa? Când mi-a făcut socoteala dirigintele, păi zice... Lipsesc de aici ața bani, bani. Nu, am luat biscuiți, am luat bomboane, n-am luat, nu. El l-a chemat pe tata și i-a spus și atunci am realizat eu, dacă n-am fost salariată până atunci. Ce grozăvie făceați de fapt, și că era ilegal. Ce are mama în batistuța aia unde îi lega cu sfințenie
făcea nod la batistă cu mărunțiș, cu de hârtie ce era să aibă. Habar n-am avut, atunci m-am deșteptat că ce-mi dă-mi dădea, zici, uite, și m-a învățat dirigintele pe listă așa. Până la urmă m-a dat afară că nu împlinisem 18 ani și n-aveam voie să lucrați. Eram telefonistă și aveam și creditul ăsta cu... Deci eu am fost angajată telefonistă, și da, la telefonistă îți dădea și creditul ăsta cu timbre, cu plicuri, cu vederi, cu... care trebuia să pui bănuții acolo. După aia îi dădeam lui frate meu să nu ia biscuiți. Cântați deja? Descoperiserăți faptul că aveți voce? Am cântat din primele clase, dar fără să conștientizez vreodată că voi îndrăgi această meserie, pentru că pe mine mă chema tata de sâmbăta, dacă toată săptămâna lucra și lucra și prin comunele alăturate nouă, prin satele alăturate nouă, îi plăcea sâmbăta să se vadă cu nații, cu, să petreacă între bărbați. Și spunea lui mama mereu, să tai 2-3 găini, că eu vreau să chem cumnații să bem un păhărel și nu știu ce. Atunci păhărelul se făcea în casa ta, că aveam o grădină plină cu pomi, cu, și din fructele noastre se făcea o țuică așa. Și mama avea grijă mereu să facă ceva dulce, să facă mâncare consistentă, că el vrea să vadă cu cumnații, pentru că pământul bunicilor din partea mamei a fost așa că toți patru frați câți au fost au avut o singură uliță, unul lângă altul, unul lângă altul și-au făcut casă. Și vrând nevrând, când mirosea mămăligă sau tochitura de alături, ne strângeam pe podețul ăla. Da. Și atunci vă punea tata să cântați? Și pentru... atunci tata, după ce lua puțin la măsea și venise, tata venise din război cu o mulțime de cântece, care au fost de mare circulație. Ostășești sau populare? Nu! Frunză verde, nu ostășești. Mm. Chiar dacă mă întreb, nu știu niciun cântec ostășesc, abar n-am avut. Am avut posibilitatea să mă mărit cu un ofițer și n-am vrut. N-am avut nimic, n-am simțit pentru... O chemare acolo. N-am avut o chemare, da. Și atunci când ei mai luau la măsea și... mai uitau cântece, cheamă pe Fănica, pe aia mică, că ne cântă ea, le știe pe toate. Și eu de la tata am învățat. Pe mama n-am auzit-o cântând. Chiar aș spune că niciodată. Surorile mele au cântat, toți frații mei au avut voci, niciunul la instrument. Cântau ce învățau ei la secerat, la școală, la... Și ce practic, l-auzeam pe tata cântând la petrecerile. Așa se și transmitea cântecul popular. Da. Din gură în gură, apoi au apărut, știu eu, culegătorii de folclor. Asta mult mai târziu, când deja am devenit profesionistă. Dar eu am avut, vezi, când Dumnezeu are alt plan cu tine. Când ați devenit profesionist? Profesionist în 1959. Profesoara Aglaia m-a remarcat și m-a trimis la toate concursurile alea regionale. Pe județ, pe raion apoi? Atunci erau regiunea Suceava. Pe urmă au fost raioanele sau, mă rog. Și ați câștigat concursul? Și mereu eu câștigam câte o hârtie de diplomă. O diplomă. Câte o diplomă, da. Tata ce spunea când veneați acasă? Tata mă ducea de mânuță. Tata m-a dus de mânuță. Mama săraca
era cu necazul ei, de nu știa cât să spele, cât să calce, câte oale de mâncare la să facă, copii. Că eram 10 gură odată. Da. Și mai veneau și vecinii, cum n-a zis, mai nimerea la noi. Dacă unul nimerea un vecin sau o rudă când erai la masă, nu exista să nu-l inviți să mănânce cu tine. Da. Deci așa era. Și așa am ajuns eu, până am plecat din sat, am cântat la toate concursurile. Și atunci când tata a fost supărat că eu n-am luat la facultate și asta, s-a întâlnit cu profesorul Grigore Macove, care era directorul ansamblului Ciprian Porumbescu la Suceava. Măi, Haralam, ce-ți mai face fata aia Nică, care cânta de lua premiile peste tot? Necăjit cu ea, domnul profesor, că n-a luat la facultate și uite, am trimis-o la telefoane și a făcut ce a făcut cu creditul. Și profesorul Macove, fii iertat, când Dumnezeu vrea să scoată un fir de care să te agăți. A zis, băia, dă fata la noi, că fata aia e talentată. Adu-o la noi, cum vedea noi ce facem cu ea, o băgăm în cor, cum vedea. Și m-a luat tata de mânuță. Și m-a dus peste grădini ca să ajungem la Șușa mai repede, să prindem o căruță sau ceva, să ajungem spre la Suceava. Nu erau autobuze. Nu erau, Când mă gândesc, nici nu mai știu cum arăta o mașină, dacă o avea cineva pânsat, dacă nu s-auzeau căruțile sau volgile rușilor care îi arestau pe cei care au fost cheaburi. Știți, cam așa. Da. Și m-am dus de mânuță la Suceava. Am zis, habar n-aveam pe ce, dar făceam ce zice tata. M-a hrănit bine, zice, să mănânci o leacă de ceapă dimineața cu măliguță ca să-ți vii jersul. Ca să am voce. Așa era la țară. Zice, domnule, ceapa îți deschide vocea, da. Gersul, se da. Zicea la noi. Și pentru privire e foarte bună, nu numai... Cine știa, eu nu știam nimic. Da. Și m-am dus cu... M-a hrănit tata gine dimineață cu măligă și cu... Mă dați seama, bună oară, miroseați ceapă în fiecare dimineață? Nu știu, când ne spălam cu sare pe dinți, pe urmă. Nu exista pastă de dinți. Nu, sare și grunzoasă, nu ce pastă de dinți. Sau ce, la 8 copii aveau periuță, 8 copii, 10... O împrumutați de la unul la celălalt, nu? Nu, nu. Cu degetul cu sare grunzoasă ne frecam până rămâneau. Sarea aceea mare de murături. Aia mare de murături. Ați ajuns la Suceava, la domnul profesor? Am ajuns la Ciprian Suceava, Porumbesc. Am intrat în concurs, eram mărișoară de acum, știam că am... Ați dat un concurs pentru a vă angaja la... Pentru a mă angaja să nu mai stau la poștă, că făceam jale dacă mai stau. Simpatică să vă dați seama, dacă eu n-am știut ce, când am văzut bani, am zis, s-a căzut cerul pe mine, ia uite ce de bani aici, unde-i bani? Era un furt din, avut-o obștesc, da, era, știam, nu știați, dar era o perioadă foarte erau grea. Erau de lapidare. De lapidare și mai ales bolșevicii abia la început, veniți în România. Noroc că dirigintele se cunoștea cu tata și l-a chemat. Haralam, uite ce a făcut fata asta. Vai, a mâncat de toți banii bombani. Nu, îți mai spun cum s-o fi descurcat tata, săracul. Poți să-mi imaginez. Așa. Tata lucra, mereu avea de lucru săracul ceva. Nu stătea niciodată, nu-l vedeai stând degeaba pe tata și pe mama nici atâta. Dar și după tata stătea la ușă, am ieșit eu de acolo. Cred că am luat-o pe câmp când m-a pus eu de la început și am cântat odată. A, piesa. Vă amintiți ce ați cântat la angajare? Ce nu, mai cântec? Știu exact așa. Cântat o doină, știu că mi-a cerut o doină,
o piesă, cum mi-au zis dumnealor, nu doină, ceva mai lent, așa, să cântăm. Da, greu, doina. Da, doinile sunt greu și atunci la noi se cânta Mână Gheorghe, voi bine, bădiță, bădiță, măi, măi, și nu te mai gândi la mine. Bădiță, Gheorghiță, măi. Și-am mai cântat ce-a adus tata din război, bată-l Dumnezeu să-l bată, badea cu șentura lată, când i-au pus crâșma la poartă și-am găsit muierea bată. Și alia bufni râsul pe toți, mă dați seama? Așa? Vorbeam deci, cât de gândi râsul. La prima m-a dus într-o stare, mi-au dat lacrimile. Da, e doina cu care am făcut succes în toată țara. În Ardeal am mers, urmă, viața mea, Dumnezeu mi-a dat o pătavă, meseria asta pe care am îndrăgit-o cu adevărat. N-am știut că e grea, dar am dus-o cu sfințenie, zic eu. Și când mergeam în Ardeal, era doina mea de început. De căpătâi. Și da, obligator într-un spectacol începeai cu ceva lent. Mai lent, și da. Și atunci cântam prin Ardeal. Mână, Gheorghe, băi, bine și se ridica lumea, iar eu nu știam de ce se ridică în picioare, ce eu aveam. Doina e universală, da, pentru toate, da, zonele, da, românești. E tânguirea asta neamului românesc. De fapt, asta e baza unui, așa, examen. Este, da. Dar eu nu știam ce e aia. O doină, zic, cântă ceva mai lent, așa, mai... Numai... Câți, da, bani câștigați ca angajată, proaspăt angajată la Ciprian Porumbescu? Păi n-am să uit niciodată, m-a angajat de probă cu 925 de lei. Și chiria? Sau cât era? Chiria... Sau nu stăteați la Suceava cu chiria? Am stat cu încă două dansatoare... Mărioara Botnarenco și Viorica Cenușă, la doamna profesor Țupa pe strada cetății din Suceava, era chiar lângă noi cetatea, și cumpăram, toate eram la același salariu, dansatoarele aveau mai puțin ca mine, 800 de lei. Și atunci erau pâinile alea negre, atâta cât roata carului, cum zicem noi, cum se face în Bucovina. Pe vatră, așa. Pâinea se face la noi în tingiri de alea rotunde, mari. Da. Așa, cumpăram câte o pâine de aia neagră, cumpăram câte un calup zdravân de marmeladă, cam de 2 kg, un calup de unt. Și doamna Țupa ne mai făcea, era profesor, Dumnezeu să o odihnească, zice, hai că vă mai fac eu câte un borș de lobodă, de ce era, de fasole, de... ne mai dădea și de cărniță, că vedea că suntem sărați. Și într-o cameră aveam trei paturi și toate și trei... Și dormeați împreună. Stăm împreună, banii ele erau balerine la Suceava, ele erau balerine, eu eram solistă, dar eram... la hurtă toate, ce mânca una, mânca și cealaltă, i s-a rupt pingeaua la una încălțat de la cealaltă. Dacă nu puneați bani deoparte, nu era o leafă, no, mare, nu? Era așa, no, ceva să, no, puteți, ne trăi. Ne lua ceva modic, nu mai țin minte, nu știu, câte 100 de lei ne lua așa ca să... Să ziceți să că dați zic, ceva. Da, pentru că n-aveau copii și probabil că noi aveau... Da, puneam flori în curte, făceam, ajutam și noi la gospodărie. Ca să vă spun drept,
Când am plecat de la Suceava și am ajuns la București, am crezut că cine o să mai fie ca mine că mă duc la București. Și la București m-am izbit de toate zidurile posibile și imposibile, de răutăți mai multe decât... Că eu de la Suceava, de fapt, în București erau trei mari ansambluri. Era ansamblu Perinița, era ansamblu Ciocârlia și ansamblu Armatei și orchestra Barbu Lăutar. Și atunci ministrul culturii de pe acea vreme era Constanța Crăciun, fie iertată, că a fost norocul vieții mele, deși toată lumea fugea de ea că zicea că era. Pentru mine a fost norocul meu. În ce an asta? În 61. Deci eu la Suceava am stat aproape 2 ani când au început răutățile. Invidiile. Eu aveam invidiile și culmea m-a invidiat una din colege care m-a durut și mă doare și în ziua de azi că eram o prostuță, un copil care nu știa cu ce să mănâncă viața. Și s-a făcut din ordinul ministrului culturii, a spus fiecare ansamblu din București să aibă să aibă din țară câte un reprezentant. Din toate zonele reprezentative. Din toate zonele țării. Și vi le spun așa, din câte mi-aduc aminte, din Bucovina am fost eu, de la Bacău a fost Maria Pietraru, fie iertată, Angela Buciu, care n-a rămas până la urmă, Maria Butaciu, Maria Ciobanu, Irina Loghin, Benoni Sinulescu. Și poate mai scapă cineva. Dar venind în București, am deschis ochii pe marile celebrități ale vremii. Cine erau celebritățile vremii în anii 60? Deci tata avea, ca să mă întorc și iartă-mă, Mara, că n-am coerență, dar vai, sunt așa spun de multe că ar trebui să stăm mulți ani împreună. Eu aș vrea asta vreun an cu dumneavoastră, că aș avea atâtea de învățat și de ascultat. Tata avea un stâlpul casei, un difuzor, care dimineața la 5 începea. Și începea Maria Lătărețu cu deasupra strașinii mele, Păsărică, cântau două rândunele. Pormă cânta Ioana Radu, prin pădurea verde, neica, nu știu de, noi dacă tata pleca de dimineață, când răsărea soarele, era pe câmp și pe alta cu frați, cu tot, difuzorul ăla era ceasul deșteptării pe noi și le-am auzit pe toate. Când am venit în București și când, după ce am dat examen că la București, n-am intrat așa, vină de colo, ne-a ales de la Ministerul Culturii, era Eugen Ioniță, inspector. Și el a venit la fiecare ansamblu din țară și a zis, e bine asta să vină, că de acolo mai dădeai niște examene aici. De aici pleacă Fănica, de la Bacău pleacă Maria, de la... Așa făceau și în sport și în alte domenii. Și aici s-au făcut alte concursuri, la toate ansamblurile. Primul concurs l-am dat la Ciocârlia, unde era Angela Moldovan, și n-am mai avut loc. Era deja al Ministerului de Interne? Era deja al Ministerului de Interne și era Angela Moldovan. Și Nastovici, colonelul Nastovici, fie iertat, a spus, aș lua-o pe fata asta, dar o am pe Angela, nu pot să iau două moldovence. Și bun, Angela era net superioară și de acum cunoscută și asta. Eram un... O fată care vine, caută și ea. Aveți 21 de ani? Da. Și nu știam cu ce să mănâncă toată treaba asta. Și atunci în comisia aia a fost Viorel Doboș. Și a zis, pe fata asta o iau la mine.
dar trebuie să dea și la mine examen. La Perinița. La Perinița, care era ansamblu primăriei capitalei. Ca să intri la acest ansamblu, ca să poți să intri, trebuia să dai examen. Când am dat examen cu Traian Târcolea, Dumnezeu să-l ierte și asta, am luat o aparatură. Ați falsat sau cum? Da, bineînțeles. Cum? La care de Viorel emoții? Doboș, care m-a auzise la primul concurs și în comisie, dar de ce am luat-o eu pe aparatură? Pentru că era în comisie nou înși. Era primarul capitalei, care trebuia, dacă intrai, să-ți dea casă și salariu și asta, șeful cadrilor, era maestru Arvinte, care era așa, șeful Institutului de Folclor, Tiberiu, nu mai știu cum îl chema. Deci comisie serioasă. Și o femeie frumoasă, blondă, impunătoare. Și când am intrat, a dirijat Traian Târcolea, fie iertat, și când am intrat am spus, dacă pic din cauza la cucoana asta. Deci în clipa când s-a dat acordul pentru doi, ne-au plecat șirloaie de apă din capul meu toată și am luat-o fals la doină. La care Viorel Doboș, care m-a văzuse cu o săptămână înainte, a zis, stop, ce s-a întâmplat, nu te mănâncă nimeni aici. Cântă cum ai cântat acum o săptămână, ia-o de la început. A oprit orchestra, Traian s-a dat lângă mine, Dumnezeu să-l ierte, și a zis, nu mai fi cu emoții, nu te mănâncă nimeni, ia-o de la, ascultă tonul. Nici nu știam ce ton mi-am. Și mi-a ajutat Dumnezeu și am cântat cu geapa pe degete, așa, ca să vă spun. Și a zis, e, altceva. Și zic, acum ce vrea Dumnezeu. Ați aflat cine era doamna sau dacă avea ceva cu dumneavoastră? Imediat vă spun. Că nu-i întâmplător, cred. Deci, când s-a terminat concursul, a ieșit șeful cadrilor, Călin îl chema, și avea și un defect la picior, țăracul, și a zis, Fănica, zic, gata, m-a izbit. Zice, să veniți până la etajul 4, era în Gutenberg. Că avem de vorbit, sternoasă comisia, plecaseră toți așa. Și a zis, știți, ați reușit fără contract de probă. Adică angajată direct. Angajată definitiv. Doamne Dumnezeu, le zic, ce, nu știam să cad în genunchi, să-mi fac cruce, n-aveam, nu mi-am făcut, așa erau timpurile, nu că ne-a interzis cineva, dar ce, v-ați opus fiecare cumva, șopăcea. Știați că nu... Da. Cine era această doamnă? Viitoarea mea profesoară de canto, cu care am făcut 9 ani. De canto, pentru că noi în instituțiile astea am fost școlarizați. Vă de perfecționau, la da. Da. Vă șlefuiau, cam asta e, deci, termenul. Deci ora de canto era nelipsită, ora de teorie și solfegii nelipsită, ori la conservator, ori acolo. Poate că la conservator mai trăgeai chiulul. La Perinița nu s-a tras chiulul și nici la celelalte ansambluri mari profesioniste. Și am început cu dumneei orele de canto. Mamă, ce mi-o mai zic, că am avut un profesor de canto la asta, dar o luam pe arătură, nu. A știut să-mi imprime tehnica vocală, a știut să mă învețe să cânt părăgușeală, a știut să mă învețe să-mi dezvolt urechea. Ce înseamnă părăgușeală?
să cânți? Când deci te apucă o gripă, da? Da, când ești răgușit. Se blochează nasul, toată mizeria curge pe corzile vocale, se depune pe bronhi și diafragma nu mai răspunde pentru că n-are aerul pe care trebuie să... Să-l aibă în mod normal. Să-l aibă un om care are frază lungă. Dacă eu am ajuns cu această doamnă, fie iertată, de s-a închinat patronul de la Montreal și a zis n-am mai auzit cântăreață să facă 32 de măsuri într-o respirație. Într-așa, dar încet, încet, încet și făcea mereu. Ce cauți tu la folclor? Ce cauți tu la frunză? Dar unde v-ar fi văzut? Nu. Ce ca... La operă, poate? M-a văzut în Madame Butterfly, m-a văzut în Traviata și am zis, doamna Bălan, dar mie nu-mi place asta, nu-mi place opera. Nu fusesem niciodată la operă, nu ascultam operă. Pe urmă am început să mă duc la operetă, la Tănase, să văd cum să... Viața te învață, da. Am fost curioasă să învăț. Și mereu face, ce cauți? Și ai, mai mergem un semiton, m-a dus din clapă în clapă, cum s-ar spune. Și când mai scăpam, că nu știam cum să respir și n-am învățat asta la Suceava sau pe câmpurile pe unde am mers eu. Zice, mă apropia, mă apăsa aici și făcea, cântă, îmi dădea ce să cânt. Dar cântând, când respir, mie trebuie să-mi împingi pumul. Ca și cum ați fi răcită, da. Nu? Mușchiul diafragmei. Da, dar spuneați că se acoperea, se acoperă la răceală. Trebuia să se înmagazineze atâta aer încât când... A, să reziste, să aibă putere, da. 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 Și așa m-am învățat să cânt, pentru când eram în Japonia, eram răgușită moartă, climă, vai de mama noastră, umedă, altceva, da. Neacomodat. Gheorghe, deja v-ați mai sta puțin președintele țării și totuși v-a cunoscut, v-a tras de codițe. Păi venise utant la noi în țară și a fost primit de Gheorghe Udej la Palatul Primăverii, care după aia a fost folosit de următori. Și am fost selecționată, că așa era atunci, mergea de la fiecare ansamblu pe cine cerea Ministerul Culturii. Și am avut ocazia asta să particip la acea recepție când venise utant la noi în țară. Și am cântat eu ce am cântat. Aveam niște cozi mari. Ați avut părul lung, da. mult timp. Am cântat mână Gheorghe Boie bine, dar n-a trebuit să spun Gheorghe, a trebuit să spun mână Bade Boie bine. A, ca să nu bată la Gheorghe Udeș. Da, nu cu Nicolae, nu cu Gheorghe, nu cu nu știu ce. Vă așa. Spuneau dinainte să vă cenzurați, adică era stabilită? Cenzura o făcea Ministerul Culturii. Nu ne-o făcea cineva acolo și asta. Dar primeam indicații să nu folosim numele celor prezenți. Da. Da. Acum e invers, abia așteaptă să-și audă numele ăștia prin cântări. Acum poți să te cheme oricum te chema. Important este să rămână în urechile omului ceea ce cânți. Sigur. Din păcate, nu tot ce se cântă acum rămâne în urechea celui ce ascultă, pentru că dacă generația de la care noi am învățat și la care ne-am uitat la niște, ca la niște icoane, fiind vorba de, așa cum v-am spus, Ioana Maria Tănase, Mariela Tărețu, Ion Luican, Ioana Radu, toți cei celebri, noi ne uitam la dumnealor ca la icoane.
I-am urmărit tot timpul cum se îmbracă, ce fac, cum se... Mă uitam mereu să văd ce-și pun în ochii de le lucesc ochii. Și ce-și puneau? Nimic. Dragostea publicului, poate. Probabil, da. Îi vedeam noi ca ceva cu totuși. Cu tot. Sigur că aveau un machiaj, o pudră, asta cum... Era. Pe Maria Tănase ați apucat să o cunoașteți? De două ori am avut. Cum vi s-a părut? Când ați cunoscut-o? Ce impresie v-a făcut? Eu n-am fost apropiată de Maria Tănase cum am fost de Ioana Radu, de exemplu, cu care am lucrat multă vreme. Cu Maria Tănase m-am văzut la TVR1, când a venit și m-a impresionat cât de dreaptă era, cu o pălărie de năsăud pe cap și cu un costum de ăsta. Și... deci avea ceva că ți-era frică să te apropii de ea. Așa o prestanță. O personalitate, așa... personalitate. Și o atitudine, da. Nu mai spun de cultura dumneai, despre care eu știam, dar puțin. Deși venea din... Poliglotă. Deși venea din Mahala. Și venea de unde venea, da. Și cânta pe oriunde, dar cum cânta? Pe dumneavoastră, în schimb, v-au iubit, că ați vrut, că n-ați vrut, comuniștii, da. Conducătorii v-au iubit mulți. Și dacă vă spun că n-am fost nici membru de partid, nu o să vă vină. Cred, dar ați putut călători în toată... Da, eu cred că ea v-a plăcut mai mult, că ea era de fapt cenzura principală. Elena Ceaușescu, nu? Pe mine Constanța Crăciun m-a plăcut, ministrul culturii. După aceea... Dar după aia eu, Mara, cum să spun... Eu n-am sărit calul niciodată. Eu n-am știut să fiu obraznică. Eu mi-am respectat cel care mă stăpânea pe mine, că era președinte de stat, că era profesorul meu, că era colegul meu, că era... Eu și pe colegii care au învățat mai mult ca mine i-am respectat și respect și în ziua de astăzi, pentru că au făcut mai mult decât am făcut eu. Mie mi-a dat Dumnezeu noroc să-mi lucreze motorașul ăsta, că plecam prin străinătate, prin țările alea unde se cântă numai pe consoane. Și divers aveam, tu cânti în China cu tare, tu cânti în Corea cu limba tare. Respectivă, da. Trebuia să învățați? Da, de câte ori plecă. Unde accentul? Din respect, da. Pentru țara respectivă. Care... Și venea, nu vreau să pomenesc nume, și eu n-am învățat coreanul. Trebuia să plecăm în Mongolia. Nu am învățat Mongolia. Și era Viorel Dobăș. Mai știți vreun cântec din asta? Scoală-o părăreșoaia. Nu, să nu mă pui să-ți cânt în vietnameză și în coreană. Da, am partiturile. Nu v-a rămas dacă nimic? Dacă vii la mine odată să-ți arăt partiturile, măcar să dezlegi cuvântul fonetic, nu să-l nu mai... cred că aș reuși, mie mi se pare limbi imposibile. Și totuși le-ați cântat. Am ajuns din Vietnam în Mongolia, am ajuns cu 39 puls. Și acolo aveam gală și trebuia să cânt în mongoleză și a trebuit să învăț de când am plecat în Vietnam până am ajuns la Ulaanbaatar un cântec cântătărască aia de să nu-ți bată Dumnezeu. Cum suna? Două cuvinte spuneți. Nu. Nici nu mi se mai duce capul. Vă aștept din memorie toate... Pentru că am ajuns cu 39 puls și că drumul l-am făcut cu un tren cu bănci de lemn și mi-a dat Viorel Doboș, un viorist, cârdei, și a zis cu Ștefania Rareș într-o cușetă, toată noaptea asta cântați. Când am ajuns la Ulaanbaatar... Nu mai știa zici cum vă cheamă, doar am versurile. Am căzut la pat direct. Și a venit doctorul, că aveam și un doctor care mergea cu noi, și a zis să nu vă ridicați azi din pat, și să nu beți din niciun pahar apă, că vă aducem noi, că e plin de sifilis pe aici. Toți erau în iurte, o lume necunoscută, de centrul lumii. Da. Și seara erau 300 de diplomați și eu a trebuit. Și bunul Dumnezeu mi-a ajutat
să fiu aplaudată și să nu fac nicio greșeală fonetică. Cum? Numai Dumnezeu știe. În engleză, în franceză, în limbi din asta de am circulație... Am cântat în toate limbile pe unde am fost. Dar am învățat atâta cât trebuia pentru divertisment ca să fac o plăcere. Ce ați învățat în engleză, de exemplu? Ce melodie v-a rămas? Strangers in the night. Mi-o fredonați puțin, dacă vă rog? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances I'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes. Și așa mai departe. Mam, ce frumos! Da, învățat pe urmă. Nu Ceaușescu, îi cântați în alte limbi? Nu. Vă chema la petrecerile astea private? Da. Înțeleg că vă chema, adică... Nu, la private. Așa, la o zi de naștere. Mulți la o... au fost la petreceri private, cei care au fost în diverse orașe unde dumnealui se ducea la vânătoare și la... Nu, eu am fost pe lista de protocol pentru șefii de stat. De stat, dar nu i-ați vizitau. Cântat niciodată... Cu Nixon am fost la Sinaia. Ce i-ați cântat lui Nixon? Parcă-l văd, dar ce mai știu eu nu ce am știți? Cântat. Nu i-am cântat în engleză. Am cântat numai românești, nimeni. Nu. N-a înțeles nimic omul, vă dați seama. Dar i-a plăcut? L-a luat și somnul. L-a luat somnul? Vorba vine. Că erau obosiți. El toți șefii ăștia de stat veneau într-o vizită scurtă și foarte aglomerat. Și de la masă, hai să asculți artiștii. Și mai dădea Neanicu o țuică la protocol, chiar că îi lua somnul direct. Noi la spectacolul pentru obiceiul românesc îl făceam în timpul cât ei mâncau. I-ați bătut lumea lung și în lat pe vremea comuniștilor, ceea ce era greu să te duci până în Cehoslovacia. Sau dar ne era ruși. Frică că ne dă jos și din avion. Când am plecat în Brazilia, cineva, că erau oameni care făceau pomeni și atunci, pomeni în sensul că mai scriau așa... Turnătorii. Nu v-au cerut niciodată să scrieți de colegi? Da, de colegi nu, dar de fiecare dată noi când plecam în străinătate eram pregătiți de un colonel de securitate. În ce sens eram pregătiți? Dacă vă acostează cineva, dacă vă duceți într-o familie, invitați, că e normal, nu mergeți unul singur, mergeți doi sau trei. Deci asta era. Dacă simțiți că vă racolează cineva din poliție sau din politică, n-aveți ce comenta, nu răspundeți, trebuie să ne spuneți nouă, vă aștept, vă... anunțat șeful. Au fost situații în care colegi de ansamblu sau de turneu au rămas în străinătate? Da. Deci eram cu Constantin Drăghici și cu Aura Urziceanu la Berlin. Nu, la München. Și cu Gigi Marga. Constantin n-a mai venit cu noi. Am plecat la Berlin cu Aura Urziceanu să inaugurăm televiziunea în culor. Nu s-a mai întors. Nu s-a mai întors. Nu. Cu banii din concertele de afară, ce se întâmpla? Că n-aveați voie să dețineți ce valută. Bani am câștigat, Doamne. Știți cât aveam noi dolari de urnă pe zi? Nu știu. $2. $2. Că alții ne-au invidiat, că am fost, am strâns. Știți când am câștigat bani? Când din concertele pe care le aveam cu Rapsodia Română sau cu Perinița, așa, de acolo venea câte un impresar și făcea o vreau pe cântăreața asta să-mi cânte 3 luni de zile. Și banii se duceau la Aria și nu primeați nimic? Banii se duceau la Aria, depinde ce contract fie, eu nu știu... Noi nu știm ce contract aveau cei de la Classic, dar noi, cei care plecam prin Rapsodia Română,
că erai dansator, că erai solist, că erai director, că erai conducător de 2 dolari, că restul contractului pleca la stat, la Banca de Comerț Exterior, unde se depuneau banii. Cât credeți că ați fi câștigat sau că ați câștigat din asta vreau să spun, cântările astea de afară, așa estimativ? Am avut cântări afară pe cont propriu, pe contract personal, nu cu instituția. Și trebuia să-i dați statului? Și luam 1500 de euro, dar din aia 1500 de euro plăteam casă, masă. Ați simțit vreodată că sunteți invidiată de colege pentru că aveați toate aceste privilegii și pentru că vă plăcea familia Ceaușescu în mod special? Nu știu, eu n-am simțit că m-a iubit familia Ceaușescu. Eu nu știu de unde a ieșit asta, dar eu știu că dacă am fost mereu invitată, că dacă eram pe lista de protocol și dacă venea... Cine mai era pe lista de protocol? Ce artiști? Angela Moldovan, Gică Petrescu, Ioana Radu a fost multă vreme. Din vremurile noastre, așa, Gheorghe Turda a fost... ce să spun... Și Maria și Irina Porma a avut niște necazuri și ea a fost mai... Dar Angela Moldovan era nelipsită, era chiar prima pe lista de protocol. Stăm de vorbă de peste o oră și n-am atins un subiect, anume acela personal. Știu că aveți 2 copii, da, că ați fost căsătorită aproape 40 de ani, peste 3 decenii. Și, povestiți-mi un pic despre soțul dumneavoastră, despre copiii dumneavoastră. Aș vrea să știu, dacă aveți nepoți, ce fac? N-am, cred că e singura mea supărare, adică supărare, așa a vrut Dumnezeu, să nu am nepoți. Eforturi s-au făcut să fie, dar n-a fost să fie. Copiii sunt la casele lor fiecare, cu viața lor. Iar eu, ca mamă care mi-am dorit așa de mult copii și am umblat mult prin doctor ca să-i aduc pe lume, și să am cu cine îmi face bătrânețea, iată că fiecare își vede de rostul lui, de treabă. Și atunci, dacă sunt supărată câteodată, zic, dar eu cum am lăsat și mamă și tată și am plecat? Și atunci nu condamn pe nimeni. Au viața lor. Și am avut noroc de niște socri foarte înțelepți, foarte buni. Am avut noroc de niște socri care m-au iubit și m-au ajutat cu copiii și așa. Și un soț bun. Și un soț, cred, care nu m-a întrebat niciodată câți bani ai câștigat, pe ce ai cheltuit. Nu m-a jignit nici cu privirea, nici cu vorba. Așa că au mai fost frecușuri ca în orice casă, că îi mai făcea câte o fată frumoasă cu ochiul și asta. Și era geloasă? Știți ceva? N-am... geloasă, sigur că eram. Dar vorba lui Ileana Sărăroiu zice, mai fi tu supărată că e prea frumos bărbatul și cine nu râvnește. Și tu te urci în avion și dai telefon de la Paris, de la Montreal, de la Cotare. Și avea dreptate și zice, mai strângeți gura, făcea Dumnezeu să o odihnească. Mai am o curiozitate și să nu vă supărească, vă întreb. Tot am mai citit declarații ale copiilor de artiști, mari artiști de muzică populară, care spuneau, mama avea acasă o saltea plină de bani. La moartea lui Ion Dolănescu, la fel, averile găsite, evaluate la milioane și milioane de dolari sau de euro. Ați avut saltele de bani sau aveți conturi grase? Nu, n-am avut, săracă m-am născut și tot săracă mor.
nu sunt o săracă, să n-am cu ce mă întreține, sau da. Să... Dar averi eu n-am putut strânge niciodată. Una, că eu am fost angajată 40 de ani. Și nu mergeați la anunți în și particular? Și la anunți mergeam după ce terminam spectacolul, le angajam de la ora 10 în sus. Da. Așa. Dar pe vremea când noi cântam la anunți, generația mea, noi cântam câte o noapte întreagă pentru... Luai la o nuntă cât un salariu, da? Eu n-am avut cum a avut Ion Dolănescu 3 nunți pe zi. Eu am avut când am putut. Sau Ionela Prodan, care iarăși citeam că a făcut o avere fabuloasă din Maram, cântări. Dai voie să mă abțin? Da, dar eu aș vrea să-mi spuneți. Vă las, sigur, e dreptul nu. Dumneavoastră, nu? Nu pot să... Nu se poate face avere așa cum se vorbește dintr-o foaie verde cântată pe unde putem noi, pe prispă, pe în restaurant, pe ori Hilton, ori pescăruș, ori nu știu ce. Nu. Cine spune asta poate a avut noroc cu banilor, eu nu l-am avut. Eu am avut noroc de bani atâta cât mi-a trebuit să-mi fie bine. Am avut banul meu muncit și n-am râvnit dacă altul are mai mult ca mine. Nici n-am întrebat, ba Dolănescu mi-a mai spus odată, ne strici prețurile la toți. Luați mai puțin. Eu m-am luat și mai mult și mai puțin. N-aveam nici voga lui Dolănescu și nici a lui Irina Loghin și nici a lui Maria Ciobanu. Noi lucram împreună, dar fiecare avea... Ele au fost, ei au fost liberi, au stat puțin în asta și fiind liber, puteai să câștigi mai mult. Eu când mă duceam la director și spuneam, doarșu director, am și eu un turneu cu Botoșaniu sau cu Filarmonica din Arad sau cu asta și să-mi dați și mie 10 zile să mă... Și ce vrei eu să trag obloanele în lipscani? Pensia din 2024 cum este? Cât este? Dacă e prea indiscretă întrebarea... 4.000. Nu e o pensie mare. Nu. Poate unii oameni care se uită acum la noi după o să zică 40 cum... de ani de muncă. Dar eu după ce am ieșit la pensie am avut alte contracte. Am făcut o reclamă la o firmă unde am luat, m-a dus în străinătate, am filmat, am luat, ca să spun așa, o singură dată în viața mea, 10.000 de euro. Știi cât mi-a oprit impozit? Păi, 16%, nu? 2.500. 25%, da, da. Nu știu. Și toate contractele pe care eu le-am avut cu Media Services, cu Mix Music, ani de zile am avut, toate contractele alea sunt în niște sertare. Dacă vii la mine și tragi un sertar, te opintești că sunt grele de... Le-ați trătit. Păstrat, ce? Careva să zică. Da, le-am... Și... Cum ați avut ghinionul de a pierde două case ați pierdut, nu? Una v-a demolat-o. A demolat-o pe... Prietenul Nicolae Ceaușescu a dat din mână odată, da, trecând pe bulevard. Da, s-a făcut un bloc pe locul ăla de... Unde, în ce zonă a fost? În Rahova, a fost pe Buzoieni, o stație Uranus, mai încolo. Așa? Cartierul Uranus făcea parte sau nu? Nu, mai sus, mai un sus. Pic, mai sus, de la Petre Ispirescu, primul. Da, da, da. Mai. Acolo a avut, era a soțului meu, nu, nu ne-a dat nici în ziua de azi, nici dispăgubiri, nici nimic. Ați cerut statului român? Ne-a dat o casă la mâna a doua, în Washington, mie. Și socrilor le-a dat într-un bloc de asta unde a trebuit să haideți pună... Haideți că ați primit bine din Rahova pe Washington, care-i dorobanți. Păi atunci cred că m-a ajutat conducerea țării. Pentru că am făcut un memoriu la... Era Enache, pe mine după soț Enache mă cheamă, la cultură, la Comitetul Central. Și am explicat... în ce situație sunt. Și atunci mi-a dat
aici în Washington, dar cum mi-a dat? Cu 4-6 persoane trecând pe un hol comun. Pentru dormitoarele mele și aceasta mai. Ați pierdut-o? Ați pierdut-o și pe cea din Washington? Că știu că două case ați m-a pierdut. M-a dat afară de acolo. M-a dat afară, m-a dat afară de acolo, pentru că, de fapt, acolo s-a făcut o nedreptate pe care a făcut-o un șef de stat al nostru. Poate pentru cât ați făcut și pentru câți ani de carieră aveți, ați fi meritat sau dacă v-ați fi născut în altă parte, poate ați fi avut, știu eu, domenii în valoare de milioane și milioane de euro. Așa a fost să fie. Însă cred că cea mai mare bogăție pe care o aveți în momentul ăsta este ceea ce lăsați pe mai departe românilor în cântecele astea atât de frumoase. Moștenirea asta artistică pe care nimeni nu o va împiedica să răzbată peste sute și sute de ani de acum înainte, că dovediți încă o dată ce luptătoare sunteți și vă spun, nu cred că am o admirație mai mare pentru cineva la vârsta dumneavoastră. Vă mai spun o dată așa cum am început, să fiți atâta de frumoasă, atâta de lucidă, de puternică. Cu vocea la dumneavoastră întâlnesc actrița. Încă, eu știu artiste. Dar este o voce neexersată. Credeți-mă, știu artiste tinere cu cântece de-astea în topuri care spun eu dimineața nu prea pot cânta că nu mi-a mâncat ceapa cu mămăligă. Nu există unde e talent, e și poți oricând la orice oră din zi, din noapte. Vă spun sărut mâna și vă mulțumesc foarte mult și pentru întâlnirea de astăzi. Și eu mulțumesc din suflet că m-ai invitat. Punem am pe dus ecran steagul României acolo unde am putut să-l duc, am dus semnul portului românesc, am dus cântecul românesc care n-are evaluare în lume cât e de frumos. Vă mulțumesc foarte mult și înainte să plecați vreau să vă dau un cadou. Așa, apropo de românești, sunt eu un producător român, un prieten drag mie. Sunt niște parfumuri de casă de la bozo.ro. Să le folosiți cu drag. Iubita mea, chiar la cadouri acasă, nu da. M-am așteptat. Vă mulțumesc încă o dată pentru și tot. Eu și eu mulțumesc și Mara, te aștept. Să vii într-o zi la mine, că toți suntem de mare aproape, drag. Să bem o cafea și să-ți arăt un dosar pe care am vrut să-l aduc, dar are vreo 10 kg. Cu mare drag de presă, am să vii. Cu fotografii autentice, cu mari dirijori ai țării care m-au făcut și m-au ajutat să fiu Ștefania Rareș și voi, redactorii care ați scris despre mine și care m-ați primit în sânul casei voastre. Mulțumim pentru tot. Mulțumim tare mult.